Iubiților, aș vrea să am un scurt mesaj în dimineața aceasta, referitor la trimiterea ucenicilor. Corul mix va cânta în timpul frângerii pâinii. Când Domnul Iisus Hristos a anticipat lucrarea de evangelizare, marele seceriș al acestei dispensațiuni a Harului lui Dumnezeu, a rânduit 70 de ucenici pe care i-a trimis doi câte doi înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Este o misiune dătătoare de experiență pentru acești 70. Știți că, în afară de cei 12, dacă îl scoatem pe Iuda 11, ucenicii Domnului l-au părăsit, chiar atunci când le-a vorbit despre termenii împărtășirii cu trupul și sângele său. Oameni care au avut o înțelegere profundă a Marii Trimiteri, care au experimentat Marea Trimitere, care au beneficiat de puterea lui Dumnezeu în Marea Trimitere, s-au poticnit în fața adevărului împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Dar nu la aceasta aș vrea să insist în această dimineață. Aș vrea să vorbesc despre Marea Trimitere, pentru că cina Domnului este parte din mesajul Marii Trimiteri. Vestim moartea Domnului, jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, până va veni El. Pasajul din Luca 10 ne vorbește despre mai multe imperative ale acestei trimiteri și aș vrea să mă opresc la trei lucruri importante pe care Domnul Iisus Hristos le pretinde de la cei 70 trimiși în perechi de câte doi. Mai întâi, în marea trimitere, trebuie să avem în vedere providența lui Dumnezeu. Acestor ucenici le spune: când vă duceți, să nu luați cu voi pungă, nici traistă, nici încălțăminte, să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Aici este foarte greu de înghițit acest imperativ. Nu aș dori ca cineva să-mi spună mie vreodată să plec undeva fără bagaje, fără să-mi iau ce-mi trebuie, fără să am o măsură de siguranță. Și totuși, în Marea Trimitere, Marea Trimitere este așa de importantă, așa de esențială, încât ai cu ce, n-ai cu ce, de dus trebuie să mergi. Să te duci și să predici Evanghelia. Dumnezeu a ales oameni în vremurile noastre pe care i-a inspirat, pe care i-a motivat să plece și să misioneze. Le-a dat minte de misionar, le-a dat stomac de misionar, le-a dat picioare de misionar. Uneori nas și gust de misionar. Și a trimis în toată lumea să predice Evanghelia. Dragii mei, lor le-a spus: nu trebuie neapărat să aveți tot ce vă trebuie ca să vă duceți. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu le-a purtat de grijă. Veți intra în case unde veți avea ce mânca, unde veți putea să găzduiți. Nu luați cu voi, că vă voi purta de grijă.
Și în vremurile noastre sunt oameni care îndeplinesc această mare trimitere a lui Dumnezeu. Este datoria noastră să-i încurajăm, nu să-i descurajăm, este datoria noastră să purtăm de grijă nevoilor lor, pentru că în zilele noastre, ca și în zilele de atunci, e posibil să ajungă într-un loc unde să nu li se deschidă nicio casă, să fie ca Domnul Iisus Hristos, care n-avea unde își pleca. Campul. Iată de ce providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu se manifestă prin noi. Mai mult decât atât, în lucrarea de misiune, Dumnezeu îi însoțește cu supranatural, spune să vindecați pe cei bolnavi. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo. Ne rugăm din toată inima în aceste vremuri, din urmă Dumnezeu să-și însoțească lucrarea cu semne și minuni. Frați și surori, noi vrem semne și minuni și vrem vindecări. Însă vă spun o rețetă sigură prin care putem căpăta minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Când le dorim, nu în mod egoist, nu ca să ne fie nouă mai bine, ci pentru ca prin noi să se proslăvească numele lui Dumnezeu. Când ăsta va fi motivul pentru care cerem minunile lui Dumnezeu în viața noastră, Dumnezeu își însoțește mărturia, își însoțește mesajul, își însoțește pe cei ce-i trimite cu putere. Lăudați să fie Domnul! Cred că Dumnezeu vindecă și astăzi și poate să vindece aici în mijlocul nostru, dacă scopul nostru este cel al împărăției lui Dumnezeu. O să vorbesc puțin și despre lucrul ăsta imediat, dar vreau doar un lucru să subliniez. Versetul 9 spune să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Vindecarea voastră e despre împărăția lui Dumnezeu. Minunea aceasta este despre împărăția lui Dumnezeu, ca să demonstreze că sunteți chemați la mântuire, că ăsta e adevărul, că ăsta e Dumnezeul adevărat, că asta este lucrarea lui Dumnezeu. Nu este o lucrare omenească, nu este o chemare omenească. Iată, dar providența lui Dumnezeu în marea trimitere. 2. Proclamarea. Proclamarea noastră are de face cu pacea. Zice, în orice casă veți intra să ziceți întâi pacea să fie peste casa aceasta. Vreau să vă spun că o perioadă am fost extrem de zgârcit cu complimentele și cu binecuvântările atunci când am avut de-a face cu oameni despre care n-am crezut că sunt compatibili cu noi. Și m-am dezobișnuit. În ultima vreme îi binecuvintesc pe toți și le spun pace la toți. M-am întâlnit cu oameni care nu sunt în aceeași credință cu noi, am spus pacea Domnului. Pentru că în orice casă intri și cu orice om intri în contact, trebuie să-i rostești pacea, pacea să fie peste casa aceasta. N-am atenție! Dacă e un fiu al păcii în casa aceea, dacă omul respectiv e doritor de pace, va avea pace. Dacă nu, să nu-ți faci probleme că ai făcut risipă de cuvinte și de binecuvântări. Pacea și binecuvântarea se întorc cu tine și te însoțesc mai departe. Lăudați să fie Domnul, n-ai pierdut nimic. Binecuvântează oamenii, dorește-le pace, proclamă pacea, pentru că Domnul nostru este Prințul Păcii. Lăudați să fie numele Lui. Iată, dar proclamăm pacea, proclamăm împărăția lui Dumnezeu. E foarte greu în vremea de astăzi să proclam o altă împărăție, cu alte valori, cu alte legi. Vorbi un pic despre Germania și de acolo m-am dus în România. Știți cum e? Nemții cu păcatele lor, românii cu păcatele lor,
Diavolul în America, americanii cu păcatele lor. Adevărul este că trăim într-o vreme a unei degradări totale, nu numai din punct de vedere moral. Ascultați, frați și surori, trăim o vreme a unei degradări la nivelul intelectului în această societate. În ultima vreme am avut niște experiențe pe care acum 20 de ani nu le-aș fi avut. Experiențe de incompetență totală. Pentru că inclusiv acolo unde învață oamenii, acolo unde merg la școală, este promovată incompetența. Standardul este coborât ca să-l sară toți. Și unii încearcă să practice acest sistem și în biserică. Să știți că Dumnezeu nu-și negociază și nu-și coboară standardul. Noi ne ridicăm la nivelul standardului, nu standardul se coboară la nivelul nostru. Dar când proclamăm împărăția lui Dumnezeu, proclamarea împărăției lui Dumnezeu vine cu o responsabilitate. Cine proclamă ceva, reprezintă ceva. Lucrul pe care îl promovezi, îl reprezinți. De aceea, stimați credincioși, dacă am fost chemați să promovăm împărăția lui Dumnezeu, haideți să o facem cu excelență din toate punctele de vedere, să avem valorile împărăției, să trăim valorile împărăției. Pentru că oamenii nu vor primi niciodată de la noi un mesaj cu care nu ne identificăm, un mesaj care nu este o realitate în viețile noastre. Și acum sunt și niște pericole pe care trebuie să ni le asumăm. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Sunt două feluri de lupi. Apostolul Pavel, atunci când și-a rămas bun de la biserici, merge spre Roma, unde avea să fie martirizat, le spune: știu că după plecarea mea se vor strecura, vor veni în mijlocul vostru lupi răpitori care nu vor cruța turba. Este vorba de agenții împărăției Întunericului care aduc în biserică învățături false, erezii, nimicitoare. Ăștia sunt lupi care sfâșie din trupul spiritual al bisericii. Însă atunci când vorbim de marea trimitere, suntem în lumea aceasta, miei în mijlocul lupilor. Și datorită minorității, spune că i-a trimis doi câte doi. Dar eu aș vrea să întorc argumentul puțin pe dos, să vă spun ce bine că i-a trimis doi câte doi. Știți de ce i-a trimis doi câte doi? În primul rând, în baza cuvântului din Eclesiastul, e mai bine doi decât unul. Se pot ajuta, se pot încuraja, se pot supraveghea, se pot întări unul pe altul. Dar mai mult decât atât, când doi se unesc să ceară un lucru, spune cuvântul lui Dumnezeu, le va fi dat. Ăștia doi împreună, când se roagă, cerul ascultă, cerul se deschide și rugăciunea lor este ascultată. I-a trimis doi câte doi, dar sunt miei, sunt vulnerabili. Lumea ne urăște, am învățat lucrul ăsta mai multe duminici la rând. Și cu toate astea, în mijlocul acestei lumi ostile, ca niște condamnați, vulnerabili, gata să fim sfâșiați, nu trebuie să facem un pas înapoi. Miei aceștia, cu păstorul lor, cu Dumnezeul lor, au schimbat lumea de 2000 de ani. Și noi suntem chemați să facem lucrarea aceasta așa, cu toate pericolele. Pentru că, ascultați-mă, mai mari sunt pericolele care pasc lumea decât pericolele care ne pasc pe noi. Ce pot să ne facă niște oameni? Să ne ia trupurile astea, să ne le facă praf, le mototolească, atâta tot. Dar ia ascultați, ce mesaj are cuvântul împărăției pentru oameni?
Dacă intri într-o cetate care respinge mesajul Evangheliei, până și praful adunat pe tălpile evangheliștilor va rosti judecată împotriva acelei cetăți. Că cine îi primește pe cei trimiși, îl primește pe cel care i-a trimis, și cine îl primește pe el, îl primește pe Dumnezeu din cer. Cine vă va respinge pe voi, mă respinge pe mine. Și Domnul Iisus devine foarte specific și vorbește despre cetățile Horazin, Betsaida, Capernaum, unde s-a predicat mult împărăția lui Dumnezeu. Și oamenii au rămas departe de adevăr și l-au respins. Și le spune, vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido. În ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi coborât până în locuința morților. Există pericolul de a predica Evanghelia în lumea de astăzi care este ostilă. Există pericolul de a-ți crește copiii în frică și temere de Dumnezeu. Oamenii se vor simți ofensați. Dar e un mai mare pericol. Pericolul de a respinge mesajul împărăției. Pentru că cine respinge mesajul împărăției, respinge sacrificiul suprem al Domnului Iisus Hristos la cruce. Dumnezeu a vorbit în istorie în multe feluri. Dumnezeu a dorit să se apropie de om. Împărăția lui Dumnezeu este să apropie de voi. Când sunteți vindecați, s-a apropiat de voi. Când primiți, s-a apropiat de voi. Când o respingeți, s-a apropiat de voi. Întotdeauna Dumnezeu s-a apropiat de om. Dar atunci când s-a apropiat prin Fiul Său pe care l-a dat să moară pentru noi, pericolul de a-L îmbrățișa pe Hristos și de a-ți atrage ura lumii e un pericol mic comparat cu pericolul de a-i întoarce spatele. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei. Capitolul 2, de la versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Lucrurile împărăției care s-a apropiat de noi, că dacă nu ne ținem de ele, ne depărtăm. Împărăția lui Dumnezeu se apropie de noi și noi ne depărtăm de ea. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, proclamată de Domnul, săvârșită de Domnul la cruce, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, doi câte doi. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Întrebarea este retorică. Cum vom scăpa? Nu vom scăpa. De aceea, în această dimineață, scump frați și surori, apropiindu-ne de masa Domnului, vă rog frumos să ne deschidem inimile și să spunem, Doamne Iisuse, accept jertfa Ta, accept dragostea Ta, mă împărtășesc cu trupul și sângele Tău ca să am viață și îmbrățișez odată cu jertfa Ta și neprihănirea Ta. Fratele păstor Adrian a vorbit mai devreme despre cât de importantă este neprihănirea pentru Dumnezeu. De fapt, raiul și iadul
Definiția raiului și a iadului se leagă de neprihănire. În rai vor intra neprihăniții Domnului, în iad vor ajunge nelegiuiții. Cine sunt neprihăniții? Cei care au îmbrățișat neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Cine sunt nelegiuiții? Cei care au respins-o. Haideți odată cu bucățica de pâine și cu sorbitura din rodul viței. Astăzi să-L primim pe Domnul Iisus Hristos.